Astfel, locul 3 la ediția 5 a Cupei Minerul 2022 ne revine prietenilor noștri de la satul Mare, care în fiecare ediție sunt prezenți aici, în sala polivalentă. Paul, satul Mare! Locul 2, după un joc frumos, cu suspans și goluri frumoase, ne revin în acest an prietenilor noștri de la AGS Chirii 2004. Pentru că portarea a fost la înălțime această finală, doar unul dintre ei este câștigător al premiului de cel mai bun portar, care în acest an îi revine lui Sebastian Moros! Felicitări, Sebastian! Mult succes la Petrolul București! S-au luat titlul de cel mai comportat și din rândul jucătorilor. Să vedem cine este cel mai bun jucător. Cel mai bun jucător și în opinia mea, Marius Pop de la Rechini! Felicitări, Marius! Marius vine tocmai de la Secretul Farmației. Îi mulțumim și îi urăm succes pe mai departe. Dar golurile se numără și golgheterii se premiază. Golgheterul ediția 5-a de la Cupa Minerul 2022 cu 7 reușite este Vomir Tudor de la Sișana Baia Mare. Felicitări, Tudor, și îți dorim mult succes la unirea meciului. Suspansul nu mai este, campionii se cunosc. Să-i felicităm cum se cuvine pe campionii noștri din anul 2022 de la Cupei Minerului. Și ne cer scuze încă o dată pentru această oră întârziere. Vă dorim un an nou plin cu sănătate, cu dorințe împlinite și să vă dea Dumnezeu tot ceea ce vă lipsește sau vă doriți. La mulți ani! Aici la mine, vulcatul.